ușor. De alea nu, la pilot, la flexează, revii, scutura, schimbă stângul, un pic de vată în vârf, mele. Flexează dreptul. Am început bine, am trecut două etape, avem două victorii și urmează etapa a treia, ne întâlnim contra candidata la promovare. Cu cei care ne bag, cu echipa cu care ne luptăm pentru promovare, cu Academica Recea. Nu avem probleme de lot, nici surprize, sunt toți băieții apți. Ne bucurăm că sunt ok și ne pregătim intens pentru jocul de duminică. Început anul trecut a fost primul an în Liga 4 pentru noi. Ne-am înființat de 2 ani de zile. Am făcut un parteneriat cu clubul de copii și juniori Sporting Maramureș și așa s-a născut clubul Gloria Dăuți. Avem 7 grupe de copii pe clubul nostru, nu avem doar echipa de seniori. Ne propunem finalitatea să fie echipa de seniori, tocmai pentru a putea să dăm oportunitatea copiilor să facă pasul spre seniori în prima fază, cât mai la vârstă cât mai înaintată pentru ei și ulterior să poată face pasul spre Liga 2, Liga 1. Da, e jocul campionatului, a turului de campionat pentru noi, întrucât sunt o echipă bună, formată și acum, cu jucători valoroși, cu planuri mari, cu buget serios pentru promovare în Liga 3-a. Dar noi avem un lot de asemenea bun, băieții sunt dornici și ne pregătim să câștigăm joc. Bine, am făcut o pregătire de vară bună, chiar foarte bună. Acum vedem la meciuri. Fizic, eu zic că stăm foarte bine. Partea tactică avem puțin de lucru, dar pe parcursul campionatului s-a îmbunătățit ceea ce ne lipsește. E primul nostru derby, am avut până acum lume, dar acum ușor, ușor, când îți propui obiective mărețe, așa și atragi lumea alături de tine. Sperăm din sezonul ăsta, fiind un obiectiv serios pentru noi, să vină mai mulți suporteri și oameni alături de noi să ne susțină la fiecare etapă. Vă așteptăm duminică la meci.